Dragi prieteni, vă voi arăta în continuare cum se face un cont de PayPal. Vom intra pe site-ul câștigibanionline.councilstein.com, pe care de altfel cred că vă și aflați. Iar pe prima pagină, în partea de jos a paginii, sunt detalii privind crearea conturilor de PayPal, respectiv AlertPay. Pentru a ne face un cont de PayPal, vom da click pe imaginea de mai jos, adică aici, și se va deschide automat pagina de pornire a site-ului PayPal. După cum vedem, este o pagină securizată. Litera S de după HTTP reprezintă QR, deci este un site securizat. Și pentru înregistrare trebuie să apăsăm pe acest text Sign Up. Vom da click pe Sign Up și vom selecta următoarele date. Țara de unde venim este, după cum vedeți, este automat trecut România, deoarece sistemul, serverul a detectat pe baza IP-ului țara de unde vine accesul internet. Dacă nu este trecut automat, puteți să o alegeți de aici, din această listă derulantă, țara de unde veniți. Limba, o să las limba engleză, deoarece mai sunt disponibile doar trei variante de circulație mai redusă. Și va trebui să alegem între cele două tipuri de cont: cont PayPal pentru persoane fizice sau pentru business, pentru firme, sau vom alege prima variantă pentru persoane fizice și vom da click aici. Urmând ca să introducem toate datele legate de persoana care își va face contul. Eu nu o să mai completez încă o dată aceste date, deoarece am deja cont pe PayPal. Însă dumneavoastră va trebui să vă completați aici adresa de e-mail. Aici va trebui să alegeți o parolă, iar recomandarea celor de la PayPal este să folosiți un mix de litere mici, litere mari, numere și simboluri. Este o recomandare, trebuie să fie de minim 8 caractere. Aici să reintroduceți parola pe care ați ales-o, numele, prenumele, adresa poștală, în cazul în care este mai lungă, mai aveți o linie disponibilă, orașul, județul, codul poștal și numărul de telefon. Atenție la numărul de telefon, va trebui să treceți și codul țării, deci va trebui să treceți ceva de genul plus 40 și apoi numărul, dacă e mobil, 723, ta-na-na, ta-na-na, ce număr de telefon aveți. Această căsuță o lăsați bifată doar dacă, imediat după ce vă creați contul, vreți să faceți cumpărături de pe anumite site-uri, și în cazul ăsta va trebui să treceți aici modului dumneavoastră bancar, precum și data de expirare, luna, anul și codul CSC. Codul CSC este acel număr, ultimele trei cifre de pe versul cardului dumneavoastră bancar. Dacă nu doriți acest lucru, puteți să debifați această căsuță, urmând ca după ce vă creați contul să treceți datele legate de cardul dumneavoastră bancar. Cam atât e de făcut aici. Trebuie să apăsați acest buton, că sunteți de acord și vreți să vă creați contul. Veți primi un mesaj în căsuța de e-mail pe care v-ați declarat-o, un mesaj de confirmare cu un link de confirmare, și după ce dați click pe acel link de confirmare, veți accesa pagina de pornire PayPal, care este aceasta, și vă veți loga în contul dumneavoastră accesând acest buton, Login, unde veți am adresa de mail ca și username și parola pe care v-ați ales-o anterior pentru a vă conecta în PayPal. Cam atât. Vă voi ține la curent cu modalitățile de retragere
a banilor din ClickSense în PayPal și eu vă arăta cam cum arată o plată făcută de cei de la ClickSense sau Neobox sau oricare alt site PTC către PayPal și cum o transfer din PayPal în contul meu bancar atașat.